Horoscop vineri, 10 martie 2023. Cea mai aventuroasă zodie. Norocul te așteaptă. Horoscop vineri, 10 martie 2023. Cea mai aventuroasă zodie. Norocul te așteaptă. Află chiar acum ce îți rezervă astrele, potrivit horoscopului oferit în exclusivitate de către profesorul Radu Ștefănescu. Horoscop vineri. 10 martie 2023. Cea mai aventuroasă zodie. Norocul te așteaptă. Berbec o zi de vineri mai liniștită. Fără frică și fără complexe poți rezolva astăzi unele situații considerate delicate. Concentrează-te pe problemele urgente. Domeniul sentimental e bine aspectat. Ești gata să-ți respecti promisiunile făcute și cauți serios mijloace și oamenii ca să te poți ține de cuvânt. Păstrează prieteniile de afaceri strict convenționale și nu exagera cu confesiunile. Fii discret. Tauri este o zi bună să te uiți la realizările tale emoționale și să faci un bilanț al așteptărilor tale, cu luciditate, dar și intuiții bune. Ia în considerare emoționalitatea partenerului domniei tale. Dincolo de sentimente, reacțiile pot fi un mare indicator al stării de spirit. Totuși, trebuie să fii mai calm și mai destinț, ca să poți aborda problemele care îți frânează activitatea profesională și îți influențează negativ cariera. Gemeni, poți avea un spirit aventuros astăzi. Norocul te așteaptă, datorită riscurilor tale bine calculate. Nu trage prea mult de frânghe. Temperează-te pentru a evita să atragi prea mult din rezervele tale nervoase. Sau, de ce nu, de noroc. Nu încerca să-ți impui opinia cu orice preț. Soluțiile, pentru toată lumea, se găsesc mai des într-un compromis inteligent decât într-o poziție beligerantă. Nuanțează-ți remarcile, vei vedea diferența. Reace trebuie neapărat să profiți de oportunitățile și posibilitățile care apar pentru a vă îmbunătăți confortul zilnic. Dacă până acum posibilitățile de evoluție păreau neglijabile, stelele sunt toate de acord să-ți transmită un adevărat impuls pozitiv. Astăzi, te simți mult mai bine în grupuri mici. Dacă trebuie să lucrezi în mijlocul unei mulțimi sau cu mulți oameni, nu va fi cea mai bună soluție ai nevoie de o atmosferă mai calmă pentru a merge mai departe. Știi cum să o gestionezi. Horoscop vineri, 10 martie 2023. Cea mai aventuroasă zodie. Norocul te așteaptă. Leu lucrurile mici din viață te mulțumesc pe deplin, împarte mediul tău cu prietenii tăi. Marea ta capacitate de a gestiona neașteptele evenimente îți permite să iei lucrurile în mod mai filosofic. Dacă ți se pare dificil să efectuezi o abordare oarecum neobișnuită, acordăți ți timp pentru a te concentra sau repeta bine discursul. Îți poți depăși reținerea. Fecioară o mică scădere a energiei care duce la o lipsă de entuziasm. Te simți prea puțin liber și preferi să te bazezi pe alții pentru a duce lucrurile la bun sfârșit. Trebuie să înveți să delegi. E bine dacă poți, te vei obișnui. Ești puțin obosit și ți iese sufletul. De ce să nu iei câteva zile libere? Ai putea să faci sport, să vizitezi locuri interesante și să te distrezi cu familia. Meriți mai mult, de la serviciu și chiar de la familie. Ai sentimentul că ți se minimalizează eforturile. Balanță, ești capabil să-ți asumi responsabilități și ți se oferă foarte natural sarcini de îndeplinit, pe măsura ta. Ți se pare normal și nu te mândrești cu asta. Astăzi, te simți puțin îngrijorat, știi că trebuie să reușești și ești cu atât mai atent și mai riguros. Acesta este momentul să îngropăm securea războiului, să uităm un conflict. Vei putea găsi cuvintele potrivite, fără a distorsiona nimic. Tactul și diplomația domniei tale pot fi foarte apreciate. Pentru cea mai mare plăcere, echilibrul relațional a revenit. Este bine. Scorpion, bunul tău umor te împinge să aprofundezi și să refaci legăturile din trecut. De data aceasta vei ști cum să faci din asta un mare succes. Acest lucru te va înveseli și te va face să vrei să faci proiecte comune. Te distrezi bine în companie bună. Ai multă intuiție pentru a-ți crește influența. Oportunități din cercul tău de familie te-ar putea interesa. Ai de lucru mai mult pentru tine, dar merită. Săgetător este o zi favorabilă pentru a-ți folosi energia în viața de zi cu zi și pentru a-ți îmbunătăți calitatea vieții. Acum poate fi și momentul să ceri o mărire de salariu, să închei o afacere sau să finalizezi o tranzacție financiară profitabilă. Ai un gust pentru țările îndepărtate și neexplorate, și asta e bine, pentru că te-ai putea trezi cu un sejur exotic. Ca un capriciu, te vei arunca într-o activitate bogată în ceea ce privește schimburile umane și care depășește cadrul tău zilnic. Horoscop vineri, 10 martie 2023. Cea mai aventuroasă zodie. Norocul te așteaptă. Capricorn va trebui să te poziționezi. Acum este momentul să-ți exprimi pe deplin punctul de vedere asupra problemelor în derulare și, de asemenea, asupra așteptărilor tale. Claritatea mentală pe care o ai astăzi este ideală pentru a avansa în carieră. Așa că profită de ocazie pentru a-ți avansa pionii, ca pe o tablă de șah. Atmosfera este destul de liniștită și, totuși, dinamică. Primești, în sfârșit, răspunsuri descoperi obiective noi și motivante. Ce ai mai putea cere? Tot ce trebuie să faci este să descoperi noi parteneri de joc sau să decizi să cunoști noi prieteni. Vărsător este momentul să organizezi un timp plăcut pentru tine și pentru cei dragi, să-ți surprinzi cealaltă jumătate, să organizezi o întâlnire cu prietenii, să descoperi o expoziție, un muzeu, un nou magazin este o atmosferă cordială și împrejurările îți sunt favorabile. Rutina ta zilnică este plăcută și motivantă. Calitățile tale, conștiința profesională și seriozitatea îți sunt recunoscute și primești multiple semne de stimă sau atașament, o promisiune de promovare, o mulțumire, care îți încălzesc inima și te motivează. Pești nerăbdarea ta îți va permite să îndepărtezi reticența celor din jurul tău. Treci la o treaptă superioară de viteză în ambițiile tale. Trebuie să încetinești, să treci numai pe verde, pentru câteva zile, să nu invoci obligații care nu sunt. Va trebui să ieși în evidență, nevoia ta de recunoaștere este cea mai bună forță motrice a ta, astăzi. Poți avea arta de a simplifica lucrurile în timp ce te afirmi mai mult și e inițiative care pot fi favorabile.